control al inspectorilor de la Protecția Consumatorilor din Brașov astăzi la un lanț de farmacii care a câștigat licitația cu Ministerul Afacerilor Interne. În urma unei reclamații depuse de un pensionar care are dreptul la medicamente compensate, dar nu a avut cum să le obțină, s-a trecut la verificări. De ce apare acea diferență în care dacă vine și cere compensat, adică în fine vine cu rețeta compensată, nu îi puteți oferi, dacă, în fine, o cumpără cu bani, se poate? Asta e ce am primit de la superior. Ei au fost anunțați, nu știu dacă ați ascultat ce i-am spus domnului, e o problemă de faptul că ei nu pot susține acea reducere la aceste produse. Ei fiind cine? Catena și firma. Toți cei care beneficiază de rețete compensate sau gratuite din cadrul MAI nu pot să primească medicamentele prescrise de doctor, cu toate că în conformitate cu contractul câștigat de acest lanț de farmacii ar trebui să se onoreze aceste rețete. Consumatorilor se spune că nu pot primi acele medicamente decât dacă le plătesc integral. E o chestiune care în mod clar le prejudicează drepturile, mai mult decât atât le poate pune în pericol sănătatea și integritatea. Sorin Susanu spune că va sesiza și alte instituții pentru verificări în acest caz. Administratorii farmaciei controlate trebuie să se prezinte până vineri 20 septembrie la sediul Centrului Regional pentru Protecția Consumatorilor din Brașov cu documentele solicitate de inspector pentru a fi verificate în amănunt. În acest caz, reporterii Brașov TV au încercat să obțină un punct de vedere de la oficialii Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din Oradea, dar nu au răspuns la telefonul indicat pe site. Instituția se ocupă, printre altele, și de organizarea licitațiilor pentru desemnarea farmaciilor care colaborează practic cu pacienții care sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au făcut propuneri de arestare astăzi în dosarul furturilor de case de bani. Patru inculpați au fost prezentați unui judecător de drepturi și libertăți al tribunalului. Un altul este arestat într-un alt dosar, iar al șaselea suspect este căutat de oamenii legii. Inculpații, vădit deranjați de prezența cameramanului Brașov TV la tribunal, au reacționat. Ce fost, domnule? Dar pe de ce filmați? Omorâi pe careva o făcut crimă dacă filmați? Ne spuneți și nouă câți bani ați furat? Nu mai filmați. Ne spuneți și nouă câți bani ați furat? Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Brașov au făcut cercetări într-un dosar penal pentru constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii unor infracțiuni de furt calificat. Marți s-au făcut percheziții în locuințe și sedii profesionale unor persoane bănuite că în perioada 2018-2019 ar fi săvârșit furturi de case de bani din societăți comerciale situate în județele Brașov, Alba, Bacău și Vrancea. În urma perchezițiilor au fost ridicate 7 autovehicule ce ar fi fost folosite fie la comiterea faptelor, fie ar fi fost achiziționate cu bani proveniți din valorificarea bunurilor sustrase din case de bani sau din seifuri. Ancheta în acest caz continuă, polițiștii fiind pe urmele unui bărbat care ar fi și el implicat în acest caz, dar deocamdată nu este de găsit. Continuă modernizarea și reabilitarea celui mai important spital din județul Brașov. Constructorii se află pe ultima sută de metri cu reabilitarea etajelor 2 și 3, urmând ca la jumătatea lunii octombrie lucrările să fie gata. Spitalul Clinic Județean de Urgență este dotat cu echipamente de cea mai bună calitate. Lucrările sunt în grafic. Dacă în urmă cu două luni de zile inauguram etajul 5 și etajul 4, de această dată vom prelua și etajul 3 și etajul 2. Până la jumătatea lunii octombrie, practic fiecare dintre cei care vor fi internați vor funcționa într-un salon cu maxim 5 paturi, de asemenea cu grup sanitar propriu, cu dușuri și cu absolut tot ceea ce este necesar. În luna februarie urmează să fie gata lucrările la etajul 1, parter și subsol, astfel întreg spitalul va fi complet reabilitat. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, spune că sunt multe proiecte pe fonduri europene care se află în implementare și în continuare se vor aloca fonduri substanțiale de la bugetul județului Brașov pentru ca sistemul de sănătate să funcționeze la cele mai înalte standarde.
În ședința de plen ce a avut loc astăzi la Primăria Brașov, s-a așteptat cu interes deznodământul cu privire la renovarea toaletei publice din Piața Sfatului contra sumei de 200.000 de euro. După știrea difuzată ieri de Trustul Brașov TV, în care brașovenii au fost informați pe ce se aruncă banii de la Consiliul Local, primarul George Scripcaru a luat decizia de a anula de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind modernizarea WC-ului public, sub pretextul că subiectul trebuie aprofundat. Cât de aprofundat va fi subiectul rămâne de văzut, însă vă reamintim că acest proiect a fost de mai multe ori amânat, iar în urmă cu 2 ani, când a fost realizat studiul de fezabilitate, investiția nu depășea suma de 500.000 de lei. Școala a început. Elevii se întâlnesc atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia, iar tentațiile sunt la tot pasul pentru adolescenți. Pentru a evita situațiile neplăcute, echipe mixte formate din reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a Inspectoratului de Poliție Județean, a Inspectoratului de Jandarm Brașov și ai Centrului de Prevenire și Consiliere Antidrog, sub îndrumarea prefectului Marian Rasaliu, au început să facă turul școlilor pentru a le aduce la cunoștință elevilor eventualele pericole la care sunt expuși. Există posibilitatea să comiți o faptă, da? Și de foarte multe ori la vârsta voastră, tinerii spun că n-au știut că dacă știu eu fac o faptă, pot răspunde pentru ea. Cei mai mulți ne răspund atunci când mergem în școli că părinții răspund pentru ceea ce fac ei. Și vreau să vă atrag atenția că e greșit să crezi că răspunde altcineva pentru ceea ce faci tu. Părintele, eventual, atunci când tu ajungi să dai o declarație pentru ceea ce ai făcut, te asistă. Dacă suntem la școală și, Doamne ferește, s-a întâmplat un incendiu, știți cum să reacționați, ce să faceți? Ia, cine știe? Nu știe nimeni? Ok. În primul rând, ne păstrăm calm, este foarte important, da? În al doilea rând, înainte de a ieși din încăpere, țipăim ușor cu podul palmei ușa. De ce? Pentru a vedea dacă dincolo de ușă temperatura este foarte ridicată și incendiul s-a dezvoltat foarte mult. În cadrul întâlnirii, copiii au învățat cum să nu cadă pradă tentației de a consuma droguri și cum să-și aleagă cercul de prieteni. Cazuri în mass media apar cu persoane consumatoare de droguri, corect? Da. Ei, ce se întâmplă cu aceste persoane? Ce credeți că se întâmplă? Cum au început ei să consume droguri? V-ați pus vreodată întrebarea? Din anturaj, dintr-o prostie. Anturaj, prostie, teribilism, ce-ar mai fi? Curiozitate. Haideți să vă spun un termen nou pe care aș vrea să nu-l uitați. Presiune de grup. Ați auzit de acest termen? Este exact ceea ce exercită anturajul, prietenii pe care noi credem prieteni buni, asupra noastră și e teribilismul nostru de a face parte din acel grup. Vă schimbă viața în rău. Țineți-vă departe, cât puteți de departe. Și în cazul în care aveți informații vis-a-vis de persoane care vă îndeamnă, persoane care insistă să consumați, să cumpărați, vă repet un singur lucru, noi suntem aici să vă ajutăm pe voi. Cereți ajutorul. Vorbiți cu prietenii, vorbiți cu părinții, vorbiți cu profesorii. Campania 10 pentru siguranță va continua și în perioada următoare și în alte școli din județul Brașov. Vizita periodică la oftalmolog este esențială pentru a preveni orice problemă care v-ar putea afecta vederea. De cele mai multe ori, afecțiunile vederii nu au simptome și semne evidente, în special în primele faze. Implică verificarea vederii binoculare, adică dacă ambii ochi funcționează împreună, asemenea unei echipe. Trebuie să verificăm și tensiunea oculară, trebuie să verificăm și anumite modificări ale fundului de ochi și eventual și dioptriile. Copiii au în general o vedere bună, dar atunci când ajung la școală, unii dintre ei încep să întâmpine probleme. În zilele noastre, cea mai frecventă problemă de vedere întâlnită la copii este miopia,
care poate să fie ori de cauză ereditară, ori din cauza comportamentului pe care l-au acum copiii. În sensul în care nu mai stau suficient de mult timp afară, stau foarte mult timp cu tableta, cu telefonul în mână, nu și-au aport suficient de vitamine. Se preconizează ca până în anul 2050 jumătate din populația globului să aibă miopie. Problemele de vedere care apar odată cu înaintarea în vârstă sunt tot mai comune, dar este foarte important să cunoaștem factorii de risc și să luăm măsuri.